Salutare tuturor și pam pam pam! Bine ați venit la un nou episod cu Căprița din Ohio! Episodul de astăzi este foarte special deoarece ne jucăm varianta veche cu Căprița din Ohio. Deci o să vedeți că jocul este puțin diferit, dar la bază tot o capră stă. Așa că înainte de a începe v-aș ruga să apăsați pe butonul de like dacă vreți să explorăm întreaga lume din acest joc. Ok, uite mai multe capre. Bună ziua domnule, doamnă capră, ce faceți? Băi băiatule, uite ce pot să fac cu limba mea, hai să-ți arăt, hai numai cu mine, hai, hai, bă, bă, ce se întâmplă acolo? Bă, tu te mă de aici, mamă, l-am aruncat pe ăsta, what? Ce se petrece acolo? Ok, se întâmplă prea multe nebuni în jocul ăsta. Oh, mai avem aici o căpriță, bună căprițo, ce faci? Hai să discutăm! Cine a urlat așa? Să nu zici că capra mea! Oh my god, caprele astea, habar n-am ce discută. Hai să-i lingem partea din spate. Oh, oh, a funcționat, a funcționat. Chiar a funcționat, ok, hai cu mine. Hai cu mine, căprițo, hai. Hai, wow, căprițo, băi, căprițo mai. Ce-au, căprițo, vrei să fii prietenul meu? De ce face ca șovacă? Huh? Ok, domnule, dumneavoastră vă uitați la capre? Ia mergeți mai, oh, what? Ok, o să ignorăm că este un picior dintr-un perete, așa-i? Da, oh, ua, 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 domnule, ce faceți? Domnule, nu-i voi așa ceva, au, am picat! Ok, fraților, haideți să explorăm această lume. Uite, aici este un protest. Lumea stă aici cu chestii ridicate. Ce scrie acolo? Aoleu, ce scrie acolo? Bă, scrie ceva foarte urât. Băi, plecați-mă de aici, mă, măi nesimțiților. Cum adică scrieți așa chestii urâte acolo? Trebuie să vă zic, fraților, că jocul ăsta e foarte ciudat și deza... Oh, 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 oh! Căprițo, ești bine? Căprițo, căprițo! Căprițo, măi, căprițo! Mamă, ce vine mașina asta? Bă! Bă, de ce conduce toată lumea atât de nebun? Bă, eu trebuie să plec aici de pe mijlocul străzii că e pericol mare. Să nu-mi zici că este aia o... nu mai știu vorbi. Să nu-mi zici că ăla este un tobogan, bă! Vreau să mă duc pe acolo. Vreau să sar în piscina asta plină cu apă. Huh? Nu este apă. În fine, vreau să sar în piscină, dar uite, avem o trambulină. Wow! Oh, cât de sus putem sări cu trambulina? Hai să aflăm asta. Oh. Am zis că hai să aflăm cât de sus sărim cu trambulina. Wow! Mamă, 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 mamă! Pot să mă arunc de aici de sus? Deci chiar vreau să încerc să sar de aici. Hai să vedem. Wow! Da, mă, da! Mă sar până la Dumnezeu sus, bă! Oh, 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 stai că am picat un pic pe lângă. Hai să sărim aici și de aici ne ducem pe topogan. Wow, ok, uitați, aici am văzut, da, mă, da, aici urcăm sus pe topogan. Măi, căprițo, te bucuri că ne dăm pe un topogan? Ia zic, căprițo, te bucuri, trebuie să te bucuri. Și să vedem, uite, avem două, pe care ne dăm? Ăsta ne duce așa, celălalt ne duce, hai ne dăm pe ăsta, pare mai distractiv. Wow, căprițo, ți-e frică? Cred că o zis, da. Dă-i! Mamă, what? Oh, oh, oh! Wow! Unde am ajuns? Păi, băiatule! Eu zic că căprița s-a distrat de minune pe acel topogan. Ok, fraților, hai să vedem ce mai putem găsi pe aici. Ce putem face? Uite, am găsit aici ceva macara sau nu știu. Mamă, cum se urcă căprița? Păi, băiatule, ce-i cu căprița asta, mă? Uitați-vă la capul ei! Căprițo, ești bine? Nu știu dacă este bine căprița, dar tot ce știu este că ne urcăm foarte, foarte, foarte sus și vedem toată lumea și ai de capul meu. Văd un oraș încolo, fraților, dacă vreți să explorăm orașul acela într-un alt episod, nu uitați să lăsați un like neapărat. Acum trebuie să avem mare grijă pentru că dacă picăm... Oh! Ce se întâmplă cu capul căpriței? Căprițo! Ai de capul meu, hai, hai, am urcat, am urcat și bă, suntem în vârful lumii, ești nebun? Uite-te, ai de capul meu. Fraților, suntem efectiv în vârful lumii, bă. Uite ce jos este totul, noi am fost acolo înainte și noi suntem atât de sus acum. Ok, hai să mergem încoace, că văd că mai este un drum și văd un om acolo. Ce caută un om aici sus? Domnule, sunteți bine? Să nu-mi ziceți că sunteți atât de trist încât v-ați urcat aici sus de unul singur și singuratic. Fraților, domnul ăsta e foarte trist aici, dar măcar noi, o căpriță de treabă, putem fi prietenul lui. Nu, domnule! Domnule, n-am vrut să fac asta, mă scuzați, domnule! L-am omorât. E, asta este, bă, ce tare ăla! Wow! Bă, ați văzut? Oare mă pot urca pe el când vine pe aici? Haideți să încercăm. Dar unde s-a dus că nu-l văd? Nici nu știu cum îi se zice la chestia aia, parapantă sau cum îi se zice? Se dădea cu elitra-ul din Minecraft. Nu,
nu știu dacă o să mai treacă chestia aia pe aici, dar nu știu, haideți să ne uităm, să fim cu ochii în patru. 5 minutes later. Între timp, fraților, ne relaxăm și noi că avem o priveliște foarte, foarte... Uite, uite, trece, trece, trece! Domnule, nu, nu, am ratat, am ratat, nu! Oh, oh, Căprițo, ești bine, Căprițo? A zis că este bine. Mamă, bă, l-am ratat, bă, și am vrut să sar pe el. Nu-i bai, că mai încercăm o dată. Haideți, fraților, să mai încercăm o dată. Trebuie neapărat să mai încercăm. Mamă, dar asta înseamnă că trebuie să mă urc din nou sus? Nu, haideți să-i dăm bătaie. Băi, acum văd că e un roboțel acolo ce dansează. What? Ok, o să ne uităm și acolo într-un alt episod, cel mai probabil. Episodul ăsta vreau să mă urc pe chestia asta ce zboară. Uitați-l cum zboară. Uitați-l, dar unde se duce? Unde se duce beatul? Se duce încolo? Na bun, haideți rapid să ne urcăm, ca pe când revine doar să sărim pe el. Fugi, Căprițo, fugi, 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 fugi. Ok, frână, 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 Căprițo, frână. Și acum doar să fim cu ochii în patru când vine ăla pe aici. Uitați-l că vine, uitați-l că vine. Stați, ne pregătim să sărim pe el. 3, 2, 1, sari, 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 Căprițo, nu, l-am lins, nu pot să cred, l-am lins. What, cum nu-i se rupe limba caprei? Călătorim în jurul lumii cu Căprița din Ohio și, oh, ce acolo, what, ceva ritual satanic? Bă, nu pot să te cred, bă, ce se întâmplă în jocul ăsta? Nu pot, bă, limba Căpriței, mă, o să moară Căprița. Ai de capul meu, cum nu-i s-a rupt limba Căpriței încă, eu asta nu înțeleg, sunt șocat. Sunt de-a dreptul șocat în legătură cu ceea ce se întâmplă. Și ce se întâmplă dacă îi dau drumul? Hai să-i dau drumul. Bă, am zburat, de unde am zburat? Zbor înaltă. Am venit în oraș. Gata, fraților, am venit în oraș, ești nebun? Căprița din Ohio, unde se află? Oh, uh-oh, oh, wow. Nu cred că trebuia să fiu acolo. Am revenit de unde am început. Stai, ce? Bă, nu mai înțeleg nimica. Efectiv, nu mai înțeleg nimica. Ce e aici? Grajul caprelor. Am înțeles. Haideți să facem o vizită și la băiții ăștia care sunt șmecheri. Fac drift într-un Honda sau ce mașină aia? Domnule, stai un pic, nu-i voie să driftezi, băi! Ei, mi-o dat una. Hai de capul meu, mașina asta este de neoprit, uite-te că mă calcă. Ok, fraților, trebuie să apreciem că băiatul ăsta face drifturi minunate într-un Honda. Dar întrebarea mea este dacă pot să-l link. Uite că l-am lins, gata, facem și noi drifturi. Trageți-vă, oamenilor, că dă Căprița din Ohio în voi. Gata, fraților, ce este mai frumos, ne uităm la un spectacol de drifturi unde se află și Căprița din Ohio. Adică chiar așa. Asta e cea mai tare chestie, bă. Haideți să vedem ce se întâmplă și încoace, pentru că văd că și încoace avem ceva. What? Bă, dacă mă bag în ăsta, a trebuit să mă facă praf. Doar sângele să țâșnească. Ce zici, Căprițo? Vrei să intri aici înăuntru? Ia zi, spune, spune-mi, Căprițo. O zis că da, haideți, fraților. Bă, Căprița din Ohio este indestructibilă. Dar dacă este indestructibilă, înseamnă că nu o să scăpăm niciodată de Căprița din Ohio? Hai să mai încerc să sar o dată, să vedem ce se întâmplă. Mamă, l-am lins! Bă, wow, what? Ok, cea mai ciudată capră, n-am să vă mint. Hai să explorăm ce mai avem pe aici. În afară de acest tractor, avem aici o mașinuță pe care, oh, am distrus-o. What? Ok, foarte dubios. Și fraților, mă plimb pe aici și încerc să găsesc chestii. Uite, am găsit un WC-ul. What, am distrus WC-ul, ai de capul meu, ok. Ce se întâmplă aici? Să nu-mi zici, bătălic o capră? Na mă, na că bat capra. Na mă, na că ți-am bătut-o. Poftim, nu se pune nimeni cu Căprița din Ohio. Uite, wow, wow, m-a dat afară. Păi beatule, stai un pic. Căprițo, ia pleacă și tu de aici. Bătăi cu capra, puneți rapid pariu în comentarii ce capră credeți că o să câștige. Capra din Ohio sau altă capră? Păi beatule, du-te mă afară, eu bat toate caprele. Uite, am bătut și capra aia. What? Și am devenit o capră musculoasă? E, dacă ați pus pariu pe capra din Ohio, să știți că capra din Ohio a câștigat și astăzi sunt o capră foarte musculoasă. Și face ca și un elefant, ești nebun? Domnule, pleacă de aici! Pleacă de aici! Du-te, bă, uite ce putere am! Nu se pune nimeni cu puterea mea! Domnule, la revedere am zis! La revedere! Hai, l-am zburat, bă! Uitați câte carne pe aici! Am luat ceva cărniță. Sau nu-i cărniță, e mănuște de box. Bă, what? M-a zburat o capră! Stai, ce? What? Căprița din Ohio s-a supărat. Acest strigăt a fost un strigăt satanic al Căpriței din Ohio. Și uite-te! Oh! Asta e chestia aia, minunile lumii, nu? Bă, ce tare! Vedeți, mă, fraților, în Ohio nu este atât de rău. Posibil să-ți dea o capră cu coarnele prin cur, dar în rest totul este în regulă. Așa e, Căprițo!
Ok, mă mai plimb pe aici pe undeva, fraților, și încercăm să vedem ce se întâmplă. Aici este un tunel foarte întu... Wow! Bă, m-a speriat mașina, ești nebun? Aici este un tunel întunecat unde o să mergem, dar într-un alt episod. Și acum, de timpul rămas, vreau să mă duc aici sus pe munte pentru că am văzut ceva ritual satanic aici. Și vreau să văd într-adevăr dacă există satana în jocul ăsta. Nu știu pe unde mă duc, că nu prea văd nimica. Este destul de păduros pe aici. E, căprițo, urcă pe munte, urcă! E, nu știu, urca că nu-i capră de munte. Dar am ajuns la ceva casă. What? Haideți să intrăm în casa asta să vedem despre ce vorba aici. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ce faceți pe aici? Ce ziceți dacă vă distrug tot? V-am distrus tot, doamnelor! Nu vă mai jucați pe calculator jocuri! Nu se mai joacă nimeni în Roblox Doors! Gata, v-am distrus totul! Bă, căprițo! Ok, am urcat la etajul casei și să vedem ce este la etajul casei. Ce putem distruge aici? Canapeaua? Televizorul? What? Am distrus acoperișul, ce-am făcut? Biroul? Fraților, distrugem tot ce se poate. Uită-te la lume care face aici chestii, se joacă, se alea-alea. Am distrus tot. Mamă, oficial putem zice că am distrus o casă. O casă din Ohio. Trebuie să-i chemăm pe Chester și Parker să vină aici să afle ce se întâmplă cu capra din Ohio. Ok, fraților, ieșim din casa asta de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, totul este bine și frumos. Uitați aici o altă casă, dar pe asta nu o să o distrugem. Bună ziua, domnule! Domnule, v-ați împiedicat de căpriță. V-ați împiedicat de o căpriță, domnule. Haideți cu mine, domnule, haideți cu mine, haideți să mergem la o plimbare. Haideți numai puțin cu mine, așa, la o plimbare scurtă. Haideți, vă pun aici. Și așteptăm să vă calce mașina. Wow! Wow, l-a luat mașina. Oh, și tirul. Bă, ce se întâmplă că mă duc cu tirul? Stai, tirule, așteaptă-mă. Stai un pic, tirule, unde te-ai dus? Te-ai dus în backrooms, unde te-ai dus? Băi, tirule, băi. What? Vreau să mă duc la următoarea zonă? Da, să vedem, ce-i în următoarea zonă? Ai de capul meu. What? Am venit la oraș și văd acolo un parc de distracții. Bă, asta o să fie distractiv, dar asta se va întâmpla doar episodul următor. Așa că, fraților, ce? Stai, măi, băiatule, lasă-mă să-mi fac aici vorbele. Așa că, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like și data viitoare pornim într-o altă aventură cu căprița din Ohio. Ne vedem episodul următor. Pa, pa!